Zeci de severineni au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru manifestările din București după incendiul izbucnit la Matei Balș. Protestatarii s-au strâns în fața prefecturii din Mehedinți. S-a mers prea departe cu acest guvern, murim în spitale, demisia Vlad Voiculescu, au scandat oamenii prezenți. Tot poporul să ieșe la meeting să ne spunem părerile care le avem. Ăștia care sunt la guvernare au venit să ne fure demisia la toți. Să plece toți, că și Iohannis, că n-are la ce să-și adă. Rușine să le fie! Să plece de la guvernare, că n-au la ce să-și adă. Demisia la toți! Demisia! Hoții! Demisia! Corupția ucide. 7 oameni și-au pierdut viața după focul izbucnit într-o secție a Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. A fost incendiu de la Colectiv, apoi incendiu de la Piatra Neamț. Zeci de persoane au murit în condiții de nedescris din cauza incompetenței. Protestatarii au strigat în fața Ministerului Sănătății: demisia, ieși afară, pentru a protesta față de tragediile care se tot repetă în spitalele din România și față de guvernul care continuă să mențină în funcție același sistem prost. Severinenii s-au alăturat de asemenea protestelor din țară și vor dreptate. Ieri am ieșit din Spitalul Militar Craiova după intervenție chirurgicală și era normal să fiu și eu, văzând ce s-a întâmplat în București și ce se întâmplă prin toate spitalele din România, unde oamenii mor cu zile de COVID. Nu se mai moare în România de alte boli, acum se moare și de arș ca la Colectiv. Măscăriciu de la Cotroceni nu a văzut că corupția ucide decât la Colectiv. Acum, împreună cu progresiștii lui, nu observă că, de fapt, atentatul împotriva poporului român e foarte groaznic și dacă noi, românii, nu știm să reacționăm, să ne apărăm drepturile și libertățile, vom fi îngenuncheați definitiv. Facem greșeală după greșeală. După ce când ne împrumutăm 1000 de euro pe secundă, am ajuns să murim în spital. Deci nu mai avem încredere în nimic. În spitale mor oameni arși, strigători la cer. Și totuși, acest guvern nu are demnitate. Adică măcar să-și dea demisia ei. Nu să cerem noi demisia, să-și dea ei demisia după asemenea evenimente ciudate. Nu mai avem bani de salarii. Pensiile, o lege care aprobată și promulgată de domnul președinte, nu se pune în aplicare. Deci primul care nu respectă o lege română e guvernul. Și atunci nu trebuie să plece cu toții. Accidentul, să zicem așa, între ghilimele, care a avut loc la Institutul Matei Balș din București, ne-a determinat pe noi, pe severineni, să ieșim în stradă. După cum bine știți, eu sunt președintele Partidului Noua Dreaptă, unul dintre puținele partide naționaliste din județul Mehedinți. Noi naționaliștii nu putem accepta ca românii noștri să moară pe paturile de spital datorită incompetenței guvernului actual. Așa că am hotărât să ieșim în stradă, am hotărât să cinstim acești morți, să-i comemorăm, pentru că e pentru a nu știu câta oară când se întâmplă lucrul ăsta, e pentru a nu știu câta oară când românii suferă și lucrurile nu mai pot continua în modul ăsta. Motivul este foarte simplu, pentru genocidul ce s-a întâmplat în țară și se întâmplă de ani de zile. Nu se are grijă de poporul român, de oamenii simpli care nu au soluția materială de a ajunge în spitale. Și dotările care se fac în spitale, după părerea mea personală, se fac superficial pentru că se bagă bani în buzunar. Se fură. Să nu mai moară oameni, să fie tratați omenește, că suntem și noi oameni și suntem poporul român care nu trebuie să fim tratați conform indicațiilor date de străini. O guvernare criminală se spală iar pe mâini de moartea unor pacienți. Demisia ministrului sănătății este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a răspunderii pentru această tragedie. Oamenii cer demisia lui Vlad Voiculescu. Pare că nu reușim să învățăm de la o tragedie la alta. Oare câți oameni mai trebuie să moară? Nici măcar decesul unor semeni nu-i mai impresionează pe conducătorii țării.